acel album Agurida a venit într-o perioadă în care, într-adevăr, folclorul românesc era absolut uitat sau transformat în ceva extrem de comercial și gen cântat cu clapa, cântat la nunți cu o clapă și cu voce, adică dus într-un derizoriu și într-o superficialitate extremă și mă durea sufletul auzind cântece pe care tinerii le credeau super de suete. Eu le simțeam că se pot face și ne putem întoarce la rădăcini. Și atunci m-am întors la Maria Tănase, pe care am admirat-o dintotdeauna de când mă știu, și am zis trebuie să reîncepem și să redescoperim folclorul românesc așa cum este el, în puritatea lui și în unicitatea lui. Și ți-a atunci fost frică de eșec? Nu mi-a fost frică, pentru că a fost atât de de puternică această atracție și vocea mea atât de cumva s-a maleat atât de bine pe aceste partituri și pe aceste cântece, încât parcă le cântam de viață, știi? Parcă erau în mine acolo, doar am așteptat momentul, pentru că mi-am dat seama că folclorul e foarte greu să-l cânti. Poți să cânti, oricine poate să cânte un cântec popular, dar să transmiți acea energie, acel spirit, necesită o pasiune în plus și o anumită, nu știu, descătușare, nu știu, e o eliberare, este ceva. Pentru mine, a cânta folclor e o senzație unică. Depărtare, depărtare.